Domnule Constantin Grosu, cum apreciați activitatea clubului Sergentu, club pe care de altfel coordonați, în anul 2014? În anul 2014 am avut o activitate destul de bogată, dar și complexă. Mă refer la numărul de concursuri organizate, la participarea sportivilor noștri în cazul unor competiții, fie locale, fie de nivel județean, național și chiar internațional. M-aș referi doar la câteva din cele mai importante participări. Este vorba despre Cupa Sergentu, organizată în baza unui proiect aprobat de Primăria Municipiului Vaslui. N-am fost singur aici, deci am căutat să țin cont și de celelalte cluburi, deja din Vaslui, pentru că, sincer să vă spun, avem o activitate destul de bogată la nivel de cluburi, deja. Avem 4 structuri sportive numai în municipiul Vaslui, fapt care a dus la legitimarea unui număr mai mare de sportivi în cele 4 cluburi. Și chiar dacă este vorba despre mine, clubul Sergentu, aș reaminti totuși și partenerii noștri de întreceri, clubul Realitatea Huși, iar din Vaslui de aici avem clubul Alon Tiger, clubul Peneș Curcanul și cel mai recent este vorba despre clubul Magnificii, care a fost afiliată Federația Română de Șah la sfârșitul anului 2014. Ca activitate la nivel de județ, mai avem un club destul de puternic și la Bârlad, Gheorghe Neștianu, urmând singura zonă care este neacoperită, ar fi zona Negreștiului, unde avem șahiști care totuși sunt legitimați la cluburi din Vaslui și participă și la competițiile noastre. V-a scăpat să enumerați și clubul Realitatea, poate ca nivel de performanță cel mai... Sincer să vă spun, clubul Realitate este un club mai mult al seniorilor, neavând juniori. V-ați gândit să faceți referire doar la strict la copii și juniori? Da, deci noi, în special clubul Sergentu, este un club pepinier al Federației Române de Șah. Noi descoperim talentele, le șlefuim, le pregătim și bineînțeles că ajung și la cluburile mai mari. Avem șahiști care i-am împrumutat la Realitatea Huși, pentru că ei participând la Divizia B, sunt niște condiții stricte, unde trebuie să participi cu 3 seniori și un junior. Neavând juniori, decât să împrumute în alte părți, să luau juniori la noi. Și aici, dacă tot am spomenut de juniori, m-aș referi la Dinu Sergiu Andrei, un junior talentat, de perspectivă și cel mai talentat, mă refer ca vârstă, vârsta foarte mică, este vorba despre Bigi Urareș, fostul vicecampion mondial la șah școlar, acum 2 ani, la categoria 7 ani. Este mai greu anul acesta să vedem cum se va prezenta la viitoarea competiției, pentru că o depășește nivelul de vârstă, trece la altă categorie, la noi categorie de vârstă sunt din 2 în 2 ani și poate sunt bine și unii că se obțin mai multe premii. Deci copiii sunt premiați la categoria 8 ani, la 10 ani, la 12, 14, 16 și 18 ani, băieți și fete. Am spus băieți și fete pentru că, într-adevăr, noi avem ca număr de băieți destul de mulțișori și buni. Fetele sunt mai puține. Dar sperăm ca putem promova și șahul feminin, pentru că sunt copii interesați din diferite școli care vin la pregătire la altul copilor sau alte forme de pregătire care le avem noi. Apropo de copii și juniori și gândindu-mă la alte sporturi, prin comparație aș da în mod special fotbalul și handbalul, tinerii, adolescenții, după ce termină o școală, un liceu, pleacă la studii și părăsesc cluburile respective. Bănuiesc că același lucru se întâmplă la dumneavoastră, vă confruntați cu aceeași problemă, mai ales că Vaslui este un oraș mai micuț, cu probleme economice. Așa se întâmplă și la noi. Vreau să spun că la nivel de județ avem 300 și ceva de sportivi legitimați în cadrul Federației Române de Șah. Deci numai ăștia care, deci ăștia 300, peste 300 de sportivi, practic așa, dar pe lângă ei sunt și sportivi amatori care încă nu sunt legitimați și aici vreau să menționez faptul că am discutat și cu colegii mei din Vaslui, din județ, faptul că nu trebuie grăbit cu legitimarea unor copii. Într-adevăr, ei dovedesc talent, interes pentru acest sport,
dar nu trebuie să ne grăbim cu legitimarea, pentru că legitimândul are un alt statut, copilul acesta, dar nu ai garanția că el va lucra mulți ani de, așa. Ce spuneați dumneavoastră de copii care talentași, care mai mari, care pleacă, așa este. După clasa a 10-a de liceu, cam o parte încep să se retragă din șahul de performanță, din concursul, din competiție. Păcate, din nefericire. Din competițiile la care ar trebui să participe. Mai continuu după aceea în facultăți, la Iași, avem exemple destule. Aș da câteva, Mihaela Căpoșneanu, cred că vă amintiți cum lucram înainte, Claudiu Iepure, Maria Vintilă, încă e în Belgia acum, plecată, ceilalți, o parte au terminat facultate, alții sunt la studii. Noi considerăm un model pentru cei mai mici, întotdeauna căutăm să le explicăm, să le prezentăm ca modele pentru viitorii șahiști de performanță. De ce spuneam lucrul ăsta? De ce v-am întrebat? Pentru simplu motiv că șahul, comparativ cu alte sporturi, alte exemple, fotbalul, handbalul, deși nu este la fel de costisitor ca aceste sporturi, totuși investiți în ei. Mergeți la concursuri, deplasări, cazare, masă și la un moment dat vă treziți că după 8-10 ani, 12 ani de șah la clubul respectiv, pleacă la alte cluburi. N-ar fi nicio problemă din privința aceasta pentru mine. Eu sunt mulțumit că reușesc să-i pregătesc, să ajung la un nivel de performanță. Poate chiar satisfăcut. Da, da. Că ajung la cluburi cunoscute în țară. Situația financiară a cluburilor noastre este, cum spun eu, nu sunt bani. Noi, singura sursă de finanțare când prindem un proiect. Și au fost ani buni în urmă când nu s-au făcut proiecte nici la Consiliul Județean, nici la Primăria Vaslui. Față de în trecut, acum mi-am aminte vreo 5-6 ani în urmă când erau bani la direcția de sport, ne obliga să facem proiecte, ajungem să facem 3-4 proiecte pe an. Chiar renunțam noi. De câțiva ani, de 2 ani de zile, Primăria Vaslui s-a implicat în sportul de performanță și nu numai în acest sport, ci în sportul pentru toți. Și de fiecare an a scos la licitație proiecte pentru organizații non-profit, non-guvernamentale. Și pe baza aceasta, a proiectelor care le-am înaintat, am obținut și noi finanțări în folosul copilor. Chiar suntem mândri cei ce am făcut anul trecut cu o parte din banii care au fost alocați de la bugetul local pentru sportul de performanță și mă refer în special la șah. Noi nu suntem consumatori de fonduri așa mari cum spuneați, cum ar fi alte sporturi, cum ar fi fotbal sau handbal. Dar proiectul care l-am avut a făcut în așa fel ca cel puțin vreo 50 ceva de copii, nu numai de la Clubul Sergentul, dar de la Asociația Județeană de Șah, și mă refer în special aici mai la municipiul Vaslui, cluburi din Vaslui, am participat la un curs de pregătire intensivă în privința șahului la Poiana Căprioarei, aici în Vaslui, prin direcția de sport, unde am avut masă, cazare, deci pe banii proiectului, așa. Am organizat un concurs de șah și la fel de bine pot să spun că suntem mulțumiți de faptul că am contribuit la dotarea cu baze materiale, care era foarte sumară. Avem și noi ceasuri de șah, avem table de șah. Nu sunt suficiente, sperăm ca în viitoarele proiecte noi căutăm să prindem întotdeauna în anumite limite din buget să o alocăm chiar pentru dotările cluburilor. Bineînțeles, pentru concursul, pentru participare la diferite turnee în care măcar cei mai buni să poată să ajungă să evolueze în turnee mai puternice. Aici aș lansa un apel și către părinți, către toți șahiștii, în special la tineret. Când organizăm un concurs, un concurs care le organizez, sunt date la Federația Română de Șah, prinse în cadrul federației și acolo li se poate calcula acel coeficient CIV, coeficient intern valoric sau coeficient ELO, în care singura lor șansă de a-și modifica un pic acel coeficient este participarea la concursurile care le facem noi la Vaslui, pentru că ei nu au posibilități materiale de a se deplasa la Iași, la alte turnee prin țară, București, Cluj, Constanța. Totuși, v-am spus, prin proiecte, am avut proiect la Palatul Copiilor Vaslui, Cupa Podului Înalt, am aflat la, nici nu mai știu, a 8-a ediție, tot crește, se adună an de an, în care de fiecare dată perfecționăm acest concurs. Au fost întâi județean, am luat regional, acum este de nivel
național, dar chiar dacă e de nivel național, avem întotdeauna invitați și din Republica Moldova. Avem o relație, o afinitate cu cluburile din Moldova. Apropo de Republica Moldova, chiar doream să vă întreb cum mai decurge colaborarea cu cei din Republica Moldova. Și anul trecut am fost, iarăși, uitam, dacă nu mă întrebați dumneavoastră, pe moment, bineînțeles că nu se uită rezultatele cele mai bune. De exemplu, anul trecut, Dinu Sergiu Andrei a scos locul întâi la Open General, Toamna de Aur la Ungheni. Un lucru extraordinar de bun pentru șahul vasluian, ca un șahist vasluian să ocupe un loc întâi în Moldova, unde participare numeroasă. Asta am vrut să spun eu și de calitate, și cu de siguranță, calitate, sigur că pentru da. Că vin în fiecare an la aceste concursuri din fosta Uniune Sovietică, sportivi foarte bine pregătiți. Da, țara șahului. Deci mai ales pe mari campioni, campioni mondiali, majoritatea lor sunt din spațiul ex-sovietic, da, acolo. Ei, lucrul acesta îi mobilizează și pe alți jucători. Când prindem concursul în acestea, iarăși un lucru foarte bun, am fost și la Nisporeni, deci în toamna trecută am fost la Ungheni, dar acum 2 ani am fost la Nisporeni, când alt sportiv de-al nostru, Popa Dragoș, a scos iarăși locul întâi la Nisporeni, cu un concurs de șah. Deci nu ne ducem doar numai să participăm, bine, ăsta este scopul, dar dacă putem să obținem performanță, mare performanță, nu ne dăm deoparte și în analiza care o facem pe fiecare rundă, când am văzut să poate, ne mobilizam, hai, să putem merge mai departe, o anumită tactică, vedeam și cum joacă adversarii. Deci, în privința aceasta, avem o colaborare foarte bună cu sportivii din Republica Moldova, cu o parte, în special cu aceștia care sunt la noi, lângă noi, la Ungheni, la Nisporeni, chiar și cu cei din Bălți. Au venit la noi, la Vaslui, au maestru Solcănean, maestru internațional, Serghei Solcănean, au dat simultan șahiștilor din Vaslui, au participat la competițiile noastre. Nu pot să uit, deci și anul trecut, deci chiar dacă acel proiect a fost licitat de primăria Vaslui, totuși a mai beneficiat de o finanțare la 1 decembrie, prejuit de Ziua Națională a României, am organizat cupa primăriei Vaslui, unde iarăși am avut o participare numeroasă, n-am avut niciodată, vreo 70 ceva, aproape 80 de jucători, vezi, din țară, care au jucat șah la noi, la Vaslui. Le-am asigurat condiții deosebite, de joc, cazare onorabilă, tot ce s-a putut crea condiții pentru ca să aibă o participare deosebită, să aibă condiții de joc. Axându-vă în mod deosebit pe șahul juvenil, pe copii și juniori, nu pot să nu vă întreb cum mai merge treaba la șahul în școală. Am avut, într-adevăr, iar eu cu un pic din trecut, am avut vreo 5 simpozioane naționale privind șahul în învățământul primar. Simpozioane toate desfășurate la Vaslui cu participări din Oradea, din București, la Federația Română de Șah, de la Inspectorat Școlar, de la Direcția de Sport, din orașe cu tradiții în șah. Probabil că și noi am avut un cuvânt de spus prin acele simpozioane care le-am organizat, când totdeauna, la sfârșitul fiecare simpozion, înaintăm documentele și către Federația Română de Șah și către Guvernul României. Nu am pretenția că suntem noi cei care am hotărât introducerea șahului în școală, se luptă de foarte mult timp și doamna Poleșoniade și alți mari sportivi, dar cred că o participă o avem și noi, din cauza că și eu sunt membru în Comisia Șah, Școală, Copii, Juniori și Tineret a Federației Române de Șah, unde am o activitate, zic eu, destul de laborioasă. Și în privința introducerii șahului în școală, deci anul trecut, noul președinte al Federației Române de Șah, domnul Iacoban, ne-a susținut foarte mult în promovarea șahului în cadrul Ministerului Educației Naționale. Noi ne-am constituit un grup de cadre cu experiență, nu vreau să spun specialiști că e prea mult spus, dar experiența mea pedagogică și lucrând cu copii în șah de atâția ani de zile, vreo 17-18 ani, am făcut parte din colectivul de elaborare a programei școlare privind introducerea șahului ca disciplină opțională în învățământul preuniversitar, deocamdată curiculul la decizia școlii. Suntem vreo 6-7 participanți împreună cu Institutul de Știință a Educației și este o onoare pentru mine, că chiar dacă sunt la această vârstă, nu știu, că mi-ar mai trebui mie, dar experiența mea poate fi folosită în folosul altor generații, în special la cadre mai tinere. Pentru că spuneți de șahul în școală, noi am avut acțiuni destule
La nivel de țară au fost 500 de școli care au fost cuprinse într-un program privind șahul școlar, iar din cele 500, 12 sunt din județul nostru. Cum s-au ajuns de avem aceste unități școlare, 12 au fost repartizate de federație în funcție de numărul sportivilor legitimați la federație. O să vedeți, dacă consultați reviste de specialitate sau site-uri, o să găsim acolo și faptul că sunt județe care au doar 6 școli, 9 școli, noi suntem cu 12 școli, sunt mai multe școli cuprinse în program. Din județul Vaslui am zis așa, vara trecută, 6 școli din mediul urban, dar am vrut să promovăm și la mediul rural și am selectat 6 școli din mediul rural. Deocamdată aceste 12 școli au primit din partea Federației Române de Șah o mică bază materială, câte 10 șahuri, 10 table, o tablă de demonstrație și aceasta chiar acum recent au fost aduse la Vaslui în luna lui februarie, când am avut un moment mai deosebit. Și le-a adus însuși președintele Federației. Sănătatea mea. A fost prezent la primăria Vaslui, domnul Iacoban. Domnul președinte a venit la Vaslui, la invitația noastră. Am organizat toată primirea și desfășurarea activității, dar eu n-am putut să particip. A fost un eveniment mai neplăcut în viața mea. Trebuie să stau câteva zile la spital, probleme de sănătate. Acum mă sunt bine, să știe toată lumea. Deci m-au fost întrebat de ce din București, ce are grosul, ce s-a întâmplat cu el, ce cu tare. Ei, mai sunt momente care... Și acum, referitor la șahul în școală, lucrăm foarte mult la... Nu avem baza materială, specialiști nu avem. Nu avem specialiști în domeniul șahului, ca să credea șahul în școală. Ei, noi avem aici, prin Casa Corbului Didactic, am inițiat cursuri de perfecționare și am avut două cursuri la Vaslui, un curs la Bărlad. Chiar acum, sâmbătă, am terminat cursul de la Huș, în care câte 20 ceva de profesori, în special profesori de educație fizică și sport, au participat la aceste cursuri de perfecționare privind predarea șahului ca disciplină opțională sau intră în completarea normei cadrului didactic respectiv. De profesor de sport nu are tot numărul de ore în școala lui. Poate să dea 2-3 ore de șah. Și eu zic că în câțiva ani se va cunoaște efectul acestor măsuri de introducere a șahului în școală. Vă spuneam de numărul mare de profesori care sunt interesați, chiar niciodată ei singuri solicită aceste cursuri, au cerere de înscriere la Casa Corbului Didactic, v-am spus, am fost la curs, toți sunt interesați să vezi cum își creează își portofolii, tot ce trebuie pentru ca să poată să predea o oră metodică de șah la copiii pe care îi instruiesc ei. Cum apreciază colegii noastre din țară introducerea șahului în școală? Bine, noi, da. Deci nu avem pretenții absolute să fac un număr de ore, de ani de studiu să fie. Nu vreau să dau discipline care sunt contestate acum. O duci până de la clasa pregătitoare până la clasa a 12-a, aceeași disciplină, păi mă refer, copiii aceștia au un număr extraordinar, deci sunt 18 discipline de învățământ. Îl vezi la liceu acum, în clasa a 10-a, 11-a, când are probleme de specialitate, de discipline privind bacalaureatul și eu introduc și alte discipline care îngreuiază. Deci materia este foarte vastă privind cultura generală care vrem să o facem noi. Noi n-am avut pretențele acestea, noi ne-am mulțumit cu puțin, doar 2 ani. 2 ani să fie de șah în școală, noi vrem să inițiem. Da, cum? Și după care n-au decât să-și caute un club, să-și caute, eu știu, un antrenor, să meargă pentru... Cum găsesc, cred el, de cuvință? Să poată pregăti, să poată antrena, studii individual. Noi doar să le formăm ideea, concepția de jocul de șah, privind elementele la început de inițiere, ca în cele din urmă să avem la elemente de tactică, de strategie, ceva mai complicat atunci. Oricum, noi, este o mândrie pentru noi că am reușit acest lucru, măcar pentru, ca opțional acum, poate că o să generalizeze, să luăm modelul altor țări din lume care au șahul, mulți ani îl predau și chiar ca disciplină de sine sănătoare, nu opțională cum este la noi. Dar pentru că suntem foarte mulțumiți așa, nici nu am vrea mai mult, că nu avem nici specialiști, așa, dar vreau să zic 2 ani de zile, dacă i-am inițiat, acum mă gândesc la părinți, eu să zic, noi nu facem decât cu acordul părinților, cu acordul elevilor, că e disciplină opțională. Nu le introducem forțat, care vor, n-au decât să opteze pentru
această disciplină care are rolul ei bine definit în creșterea coeficientului de inteligență a fiecărui copil, în stabilirea unor trăsături morale, de caracter, de socializare. În fine, nu vreau să ridic în slavă acest joc de șah, decât prin faptul că noi îl considerăm ca util, ca necesar pentru a fi cunoscut. Ei merg într-un anturaj, într-un mediu unde până la urmă e șahul minții. E sportul minții, sigur că da. Minții. Da, da. E, da, sportul minții, dar la Vaslui, la noi, uite, mi-ați spus acum, da, la... așa. La noi, la Vaslui, anul trecut, am inaugurat în centru și foarte frumos, dacă ați văzut aici, tabla de șah, avem cea mai mare tablă de șah în aer liber. Are 100, tabla are 100 de metri pătrați și a fost doamna Polifoniade în vizită la noi, la Vaslui, unde a susținut în simultan cu câțiva copii, dar a fost la inaugurarea acestei table de șah, în care partenerul a fost doamna Polifoniade și cu domnul primar. Eu mă gândeam că o să fac o mutare două în deschidere și o să ne lăsă pe noi să continuăm partea de șah. Au avut o audiență foarte mare și noi am fost foarte bine pregătiți. Toate cluburile au participat la reușita acelei acțiuni. Dar jocul lasă o amploare la început, să meargă mai departe, cu mai multe mutări. Și doamna Polifoniade, nu este pe mine să fac mutări. Dumnezeu mai spunea că era foarte ușor să spun cal F6 sau nebun C4 sau alte mutări, mai așa să spun, dar eu eram cel care trebuie să muncesc, să mut piesele și vreau să vă spun că aceste piese, trebuie sunt foarte frumoase, cred că devine și un punct de atracție pentru, și pentru noi, pentru vasluieni, chiar știu pe cineva s-a dus, a făcut o cununie în mijlocul tablei de șah acolo, deci ceva foarte frumos, devine un punct de atracție pentru noi. Vă spuneam că acele piese au aproape un metru înălțime, dar au o greutate de vreo 30 de kilograme. Spuneți dumneavoastră de sportul minții, dar prin tabla din centru a devenit un sport fizic. Ca să poți, un sport de forță. Da, un sport de forță. Deci la noi, la Vaslui, trebuie să ai mai cap ca să joci, trebuie să mai ai ceva mușchi. Așa. Îmi spuneați, înainte a începerea acestei discuții, de faptul că zilele trecute un sportiv al dumneavoastră, nu i-am reținut, dar o să-i spuneți numele, a obținut la un concurs 7 puncte din 7 posibile. Da, da, a fost, și că aveți mari speranțe de la el. Da, recent a fost turneul internațional de șah, Cupa Moldovei, care cred că a 15 ediții, de mult se joacă, desfășoară această competiție. Și acum au fost sportivi invitați din Bălți și din Cernăuți. Pentru prima dată am putut să iau legătura, de mult îmi doream ca să colaborăm, să am deci colaboratori și din Cernăuți. Această zonă care pentru noi este mai puțin cunoscută. Nu vreau să spun că ne-a sătuat, chiar avem, suntem mândri că mergem întotdeauna la Bălți, la Ungheni, la Nisporeni, dar parcă mai vrea să vină și ei, au și ei o experiență aparte, o experiență deosebită în domeniul șahului și am contactat niște persoane de la Cernus, i-am invitat la noi la Vaslui, să vedem când avem viitoare competiții, o facem mai diversificat această întâlnire a șahiștilor, cel puțin din această regiune a noastră. Referitor la copii, au fost condiții stricte impuse în regulamentul jocului de șah pentru această competiție. Trebuie să participe doar copii din clasele 1-4 și doi băieți și două fete. Unde a avut loc și cine este sportivul care a obținut 7 puncte? La Iași a avut loc, la Hotel Traian, deci condiții deosebite de joc. Iar cel care a obținut marea performanță, deci echipajul nostru a obținut doar o clasare pe locul 4 din 33 de echipaje, dar cel mai... Locul 4 din 33 nu-i chiar doar. Da, e foarte bun, e foarte bun. Nu zic că cei care au venit, eu întotdeauna vreau să spun că atunci nu merg mai pentru mare performanță. În orice echipaj, eu câțiva bun, ca să pot să obțin și un rezultat bun, dar merg cu copii care sunt scapite experiență. Scapite experiență la început, pentru că nici ăștia care sunt foarte bune acum, tot așa i-am luat, pot să-i rodez. Așa, revin la, este vorba despre Toma Ionuț Cristian, care a obținut 7 din 7 puncte. Deci nu a pierdut la nicio partidă. A jucat la masa 2. Ei, aici a fost o, depinde și o tactică a antrenorului, deci la masa 1, capitanul de echipă. Deci nu trebuie să mai schimbi jucătorii. Pe mese, masa 1, masa 2, masa 3, masa 4. La masa 3 și 4 au fetele, care trebuie să facă parte, nu aveai fete, nu aveai și pierderea mesele respective.
Deci e vorba de Ionuț care a câștigat 7 puncte din 7, iar de bine că urmează, sunt mai mici ăștia. Vă vin după talentul deosebit, de cei mari care îi rămâna noi mai de mult, dar care avem acum recent, al de Sergiu Dinu, al de Maftei Robert, ăsta Popa Dragoș, Bigiu Rareș. Eu uitați că vin din urmă și vine Toma Ionuț și mai sunt de câțiva așa. Panainte Silviu Octavian, care de asemenea a făcut parte din echipă, din echipa noastră și nu a jucat rău, a jucat destul de bine la primele noi concursuri acolo. Sperăm să avem participări și în 2015, atât în concursurile locale, cât la cele naționale, pentru că am văzut că a apărut calendarul de activități educative la nivel național și avem prins în calendar concursul Cupa Podul Înalt și aici noi avem, suntem vreo 5 parteneri în aceste competiții, Botoșanii, Buzău, Constanța, Suceava, Noi Vasluiu, deci avem proiecte în care ușurăm participarea copilor, asigurându-ne masă și cazare la aceste competiții. Ați spus 2015 și v-aș dori în continuare să ne spuneți care sunt câteva din gândurile, din obiectivele pe care le aveți în cadrul acestui an, cât a mai rămas din el. Noi obiective avem stabilite mai multe gânduri, tot îndrăznețe, privind șahul vasluian, să vedem în ce măsură de putea realiza. Deocamdată mergem pe ce este sigur, aceste proiecte care sunt scoase de primăria Vaslui și de Consiliul Județean Vaslui, cel puțin la primărie, acum în luna martie, trebuie să suntem în faza de a concepe proiectele care trebuie să le depunem până la sfârșitul acestei luni, pentru că finanțarea nu avem de unde, din 2% sunt puțini, numai prea puțini oameni mai muncesc, sunt mulți care solicită această fișă, dar proiectul este sfânt, odată ce l-am întocmit și a fost aprobat, trebuie să-l respectăm întocmai și avem două variante, două opțiuni pentru copii de a putea să participe la niște competiții deosebite, privind nu neapărat șahul, școala șahul de performanță. Vom vedea, gânduri sunt destule. Participări la concursul campionatul național pentru echipe de juniori, campionatul individual de șah, chiar avem pe cineva, un senior de-al nostru care spunea să organizăm anul acesta echipă de divizia B. Și am avea ceva. Chiar dacă clubul Sergentul este un club tânăr, avem și câțiva seniori. Avem un maestru internațional al șahului, e vorba de domnul Dominti, Marian, e vorba de maestru Monteanu, avem și doi candidați de maestru, băieți de categoria 1, avem destui. Am putea să facem, să vedem o experiență. Nu știu o exact, o echipă să vedem, competitivă, da, care s-ar putea bate cu cei de la Realitatea Huș. Da, pentru că automat vreau să spun că suntem în zona Moldovei și noi concurăm în această serie. Fără discuție. De asta am specificat aspectul. Ei au participat de câteva ori, au câteva ediții, sigur. Și dacă nu mă înșel la una sau două chiar din ediții, au fost pe locul 2, au fost la un pas de promovare în divizia. Așa, numai criteriile de partajare au fost cele care i-au distanțat, i-au îndepărtat din locul 1 de promovare în divizia A. Dar noi avem treabă cu copiii mici, trebuie să-i învățăm, să joace șah, să-i educăm, să-i instruim. Și în acest sens, vă vorbeam de experiența mea mai vastă, mai cei aproape 18 ani de lucru în șah, lipsa m-au făcut ca să concep anumite materiale, lucrări care sunt absolut necesare copilor pentru studierea șahului. Nu prea, au zis cineva că nu este, este literatură de specialitate foarte multă. O literatură vastă găsește acum, în special cu internetul și ai acces la multe surse de informare, dar meseria mea de învățător m-a făcut ca să realizez niște lucrări metodice. Am o carte micro și Arit Vasluian, s-a ajuns la a treia ediție. A fost carte de debut, dacă nu mă înșel. Da, da. În această... Și la un tiraj destul de mare, 250 de bucăți de fiecare ediție. Și au ajuns în toate zonele din Moldova și din țară. Dar faptul că anul trecut am făcut parte din comisia de elaborare a programei școlare pentru
șahul, educație prin șah în învățământul primului universitar, alături de încă o colegă a mea, vorba despre o colegă din Botoșani, doamna Silvia Carmen Diaconu, am pregătit pentru copii un ghid metodic de studiere a șahului, pentru că există, noi avem deja un manual pentru anul întâi de studiu, lucrăm acum, aceeași echipă lucrăm pentru elaborarea programului școlar pentru anul 3 și anul 4 de studiu. Puteți să vedem pe parcurs. Arătați spre cameră? Da, este proaspăt acum scoasă de la tipar săptămâna trecută. Noi am... De curând a fost și o lansare. Am avut lansarea cărții, prejută și din un eveniment deosebit din viața mea, aniversarea zilei de naștere. Și am ținut ca să editez această carte. La câte sunteți? Nu știu, am 8 carte, parcă din domeniul acesta al șahului, dar mi se pare că aceasta este cea mai completă. Sunt scriitori voași care n-au ajuns la 8-a carte tipărită. Deci nu sunt. Dacă ar fi să glumim puțin. Da, nu am pretenții, deci sunt unele lucrări metodice care vizează anumite teme din pregătirea sportivului, pregătirea șahistului. Dar această carte, am spus undeva cu colega mea, pentru că bine, cei care sunt editura, interesați ce pot găsi în ea, câteva... La editura Media Sind, la Lorea Bastoia, am avut cărți și la Junimea elaborate, am spus că undeva, aici ghidul metodic poate fi folosit ca manual alternativ. Deci neapărat manualul școlar care este pentru anul întâi de studiu, eu îl consider foarte practic acest ghid pentru că e structurat pe lecții. Principiul accesibilității la simplu, la complex, de la apropiat, la depărtat, plecând de la necesitatea locul și rolul șahului în cazul disciplinelor opționale, o motivare aici, ajungând mai târziu, în următoarea lecții, v-am spus că am dat metodic, plecând la povestea șahului, acea frumoasă poveste cu boabele de greu când s-a ajunge la niște cifre enorme, astronomice, că și mie ca învățător de 43 de ani vechime mi-era greu să citesc acel număr de 20 de cifre, cu trilioane, cu biliarde, cu... și aici îl captivez pe copil. Cartea este presată și cu imagini, îmi pare că am doar exemplarul acesta, imaginile sunt color, am câteva exemplare color, cu toate temele de muncă independentă, la fiecare lecție sunt activități concrete din care copilul poate să lucrez să tot ce i-am predat, lecția care și-a însușit-o, poate să o concretizeze prin aceste activități practice de la sfârșitul fiecare teme. Pe lângă faptul că apar diferite imagini în carte, eu uitam să văd așa, toate aceste imagini reprezintă picturi. Imagini cât se poate sugestive. Așa, din șah. Din șah, toate, ale unor pictori celebri, tablouri renumite, am găsit mai greu, dar am presărat pe aici, pe acolo, pentru a face mai atractivă cartea și prin aceste imagini copilul vede tablouri ale unor pictori celebri, dar în afară de faptul acesta că sunt momente pe aici, pe acolo, unde sunt aceste imagini deosebite, faptul că la fiecare lecție avem aici câte un citat, acum maxime, cugetări, aforisme despre șah, gânduri ale unor personalități ale șahului sau ale culturii universale și naționale. Ar fi să vă spun, avem de Sadoveanu, de fostul scriitor Neruda, și un fost mare șahist. Da, bineînțeles că fost președinte Federației Române de Șah. Federația Română de Șah, sigur că da. Și povestea care o spuneam, cu care încep eu acest ghid pentru a-i captiva pe copii, pentru că el se adresează în special copiilor mici, de vârstă mică, de clasa 1-a, 2-a, da, așa, am căutat să fie mai atrăgătoare cartea pentru ei, pe când la povești, la jocuri, v-ați gândit simple, foarte bine, cu cât sunt mai multe poze, cu atât ei sunt mai atrași. Și poze, da, dar am spus, strânește altfel curiozitatea celui care o lecturează, această carte, acest ghid metodic care, pe lângă faptul că este o lectură plăcută, copiii intră în contact cu diferite păreri, gânduri ale unor personalități celebre din lumea
șahului și nu numai, contribuie la formarea unui limbaj, a unei culturi șahiste. Este ghidul un util instrument de lucru pentru profesori, pentru copii, pentru, chiar și pentru părinți. Cartea se adresează nu neapărat profesorilor de sport sau instructorilor de șah, pentru că aici, vă spuneam, o problemă deosebită este, se referă la faptul că nu prea avem specialiști. Deci este permis, într-un ordin al ministrului, deci se poate, șahul poate fi predat și de persoane care nu sunt cadre didactice, dar să aibă cel puțin categoria a doua în șah, e mai dificil. Deocamdată noi am pregătit un număr de profesori care să poată să lucreze, învățători, educatoare, să lucreze cu acest, cu copii și pe baza acestui ghid, care am văzut destul de interesat, toți erau curioși să, bă, nu avem atâtea exemplare câte au cerut. Eu să vedem, eu vreau să, ca acest ghid să-l putem promova la nivel național, pentru că pe data de 14 martie este adunarea generală a Federației Române de Șah și vreau să promovăm acest ghid la nivel național. Pentru că de asta sunt în colaborare cu colega mea, cu doamna diaconul de la Botoșani, pentru că noi suntem 7 din toți, dar 2 suntem numai în această carte. Poate reușim să o impunem, să vedem dacă participăm la un concurs cu ghidul respectiv și dacă va fi admis, va fi foarte bine și pentru noi, dar în special pentru cei care vor să studieze șahul. Am mai avut niște lucrări așa publicate, dar singur este greu. Deci eu pot să scriu cartea, să o realizez, dar financiar nu prea sunt posibilități. Și atunci mai găsesc câțiva oameni care au pus umărul contribuind. Îi puteți chiar numi? Cei, da, care v-au sprijinit, care v-au ajutat? O carte, îmi pare că nu am la mine acum, am venit mai cu această carte. O carte se cheamă 101 probleme de șah cu mată în una și două mutări. O carte micuță, o carte de buzunar, unde am fost susținut de domnul George Safir. În acea carte nu știa nimeni ci cu 101 probleme, dar nu se gândea la dalmațieni sau la alte povești din 1001 de rom. Sau... Deci 101 era la avea la bază vârsta unui moș de-al meu, care a împlinit 101 ani și chiar m-au avut o discuție și acasă cu soția, zice, băi, și cauți la aniversare? Păi m-am dus din cauza, dacă nu te duci, nici alții nu o să vină la tine, că noi faci și 101 ani și nu o să vină atunci la mine, da. Așa, în acea cărțulie avem foarte multe diagrame privind șahul, copii, deci tot mă refer la activitatea mea didactică, am pus probleme, nu numai să câștige albă, am conceput probleme, să câștigi și negru. Copilul se vede întotdeauna că el, cine joacă cu albă, și care are prioritate. Are prima mutare, prima, la deschidere. Dar avem probleme în care câștigă și negru. El se vadă într-adevăr, domnule, am jucat cu piesele negre, deci a jucat cu piesele negre nu înseamnă a pierde partida. Adică o să-și câștigi partida. Câștigă albul, dar mai câștigă și negru. Da, câștigă și negru, sigur că da. Iar la această carte, iarăși am avut un sprijin din partea domnul Sandu Ionel, domnul Dan Iacob, să găsesc cam greu. Sunt oameni de da, bine, puțin, da, dar da, care da. Vă sprijină. Deci nu orice activitate, zic o carte care a ajuns în Biblioteca Națională și în alte biblioteci, să merită să fie susținută promovarea acestea. Acum vom vedea la București, când va fi analizată de o comisie de specialiști a noștri, ce viitor va avea această carte. Dar deocamdată este foarte practică, foarte bună pentru noi acum. Domnule Grosu, vă mulțumim pentru precizările făcute și nu ne rămâne decât să vă dorim succes cu copiii pe care îi pregătiți la competițiile care vor urma. Mulțumesc și dumneavoastră vă urez succes. Nu ne-am mai întâlnit de mult timp. Înainte avem o colaborare mai apropiată. Sunt zone unde se prinde această emisiune. Eu chiar eram într-o zi la socul meu pe care și salut la Laza. Am văzut emisiunea dumneavoastră și chiar am rămas surprins că am găsit atunci emisiunea. De asta am dat telefon. Bun. La revedere.